Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Eu Sănătos. Emisiune realizată cu sprijinul Arcadia, spitale și centre medicale. Astăzi vom discuta despre patologia umărului, cum se pot produce traumatisme la acest nivel, care sunt cele mai des întâlnite traumatisme, cât este de importantă adresabilitatea din timp la medicul specialist în acest caz, dar și care sunt cele mai noi modalități de diagnostic și tratament. Dezbatem toate acestea astăzi alături de invitatul meu, domnul dr. Dan Scorpie, medic specialist ortopedie-traumatologie, Spitalul Arcadia din Iași. Domnule doctor, bună seara și bine ați venit la noi în platou. Bună seara, bine v-am găsit. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Astăzi vorbim, așa cum spuneam, despre traumatismele umărului și vă mulțumesc încă o dată pe această cale pentru că știm că dumneavoastră sunteți foarte în măsură să discutați despre acest lucru, având în vedere că aveți și o competență în expertiză, în tehnicile de chirurgie ale umărului. Și atunci aș vrea să ne povestiți câteva lucruri pentru a înțelege, pentru început, mai bine modul în care se pot produce leziuni la nivelul umărului, pentru ca ulterior să înțelegem ce înseamnă recuperarea umărului, recuperarea acestor traumatisme. Haideți să vorbim puțin despre anatomia umărului. Ok, mulțumesc. Bună seara încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Lucrurile sunt simple la nivelul articulației umărului. Vorbim despre o articulație, de fapt despre articulația cu mobilitatea cea mai mare, cu amplitudinea cea mai mare în mișcările intraarticulare. Aceasta este una dintre particularități. Cealaltă particularitate este faptul care derivă din mobilitatea foarte, foarte mare a umărului, este faptul că această articulație este expusă instabilităților, deci dislocațiilor. Lăsând la o parte lucrul acesta, aspectul acesta, trebuie să vă spun că articulația umărului este o articulație destul de complexă, destul de greu de înțeles chiar și pentru unii dintre noi. Este o articulație formată din trei oase și o serie de mușchi. Oasele sunt cunoscute de orice student de anul întâi la medicină, sunt clavicula, osul brațului sau humerusul, cum îl numim noi, și osul omoplat sau scapula. În prejurul acestor oase se află o serie de mușchi, cum am spus anterior, foarte importanți, care ajută la mobilizarea membrului în spațiu, ne ajută să ne utilizăm de membrul superior. Alături de acești mușchi mai avem o serie de ligamente. Ligamente care își fac treaba secvențial, ligamente care lucrează secvențial. Nu toate ligamentele sunt tensionate sau lucrează în același timp în orice situație. Ca și exemple de structuri anatomice moi sau mușchi și tendoane, vorbim aici despre coafa rotatorilor, care include patru mușchi importanți care ajută la mișcările de finețe. Vorbim despre deltoid, oricine cunoaște acest mușchi, este un mușchi superficial, mușchi aflat în foarte superficial la nivelul umărului. Vorbim despre mușchiul pectoral, despre marele dorsal, dar mă rog, astea sunt detalii care ne privesc mai degrabă pe noi specialiștii. Și cam atât despre articulația umărului în foarte, foarte superficial și foarte... Ei bine, acum că am văzut că este cea mai mobilă articulație, așa cum ați spus, aș vrea să vedem cum se produc sau care sunt cele mai frecvente traumatisme care pot apărea la nivelul umărului și cum apar ele, de ce sunt cauzate în general. Bun, traumatismele la nivelul umărului apar, putem să ne raportăm la acestea defalcând, despicând firul în patru, dacă vreți. Și ne putem raporta la traumatisme, la fracturi de la nivelul claviculei, la fracturi de la nivelul scapulei și la fracturile de la nivelul humerusului proximal, deci a brațului, partea proximală, partea cea mai apropiată de articulația umărului. În cazul fracturilor de claviculă, acestea sunt apanajul, dacă vreți, mai mult al persoanelor tinere, al persoanelor active, care sunt active în câmpul muncii, care
au ocupații sportive foarte și mai ales sporturi de mare de pardon, sporturi de contact și sporturi de mare risc. Când mă refer la sporturi de contact, mă gândesc la rugby, la fotbal, la handbal, și când mă gândesc la sporturi de mare risc, punem aici motorsporturile, ciclismul, mă rog, și alte asemenea. Deci, cum am spus, osul clavicula, clavicula, osul clavicular, este o fractură care apare mai ales la persoanele tinere. Aceste fracturi apar cel mai adesea, 80% din cazuri sau chiar mai mult de 80% din cazuri, sunt fracturi în plin mijloc al osului, deci în treimea mijlocie, în treimea medie, dacă vreți dumneavoastră. Fracturile sunt ori prin traumatism indirect, deci cădere pe umăr, da, într-un meci de fotbal, într-un meci de rugby, într-o cădere de pe bicicletă sau motocicletă. Fractura are loc prin traumatism direct. Mai rar se întâmplă, indirect, în sensul că umărul este impactat, este împins către partea centrală a corpului. De asemenea și direct, dar direct mai puțin frecvent, pentru că aici vorbim de agresiuni, vorbim despre traumatisme direcționate către zona aceasta. Ce facem în cazul unei fracturi de claviculă? În primul rând, cum ne dăm seama că vorbim despre o fractură și când trebuie să ne adresăm medicului specialist? Este foarte simplu. Ca să ne dăm seama că vorbim despre o fractură sau nu, trebuie să avem în minte faptul că clavicula este un os superficial. Imediat sub piele, conturul îi se simte, silueta îi se simte, silueta se vede că va fi modificată, automat va fi modificată dacă vorbim despre o fractură cu deplasare. Dacă vorbim despre o fractură mai puțin deplasată, atunci lucrurile sunt mai subtile, modificarea este mai puțin evidentă, dar în principiu vom vedea o modificare, o ridicare a siluetei sau din contră o depresiune a siluetei normale a acestui os. Pe lângă aspectul clinic evident la examinarea bolnavului sau pacientului, bineînțeles, avem nevoie și de o serie de o baterie de teste, și când mă refer la o baterie de teste exagerez, pentru că în principiu vorbesc doar de un singur examen foarte la îndemână, foarte ieftin și foarte rapid, și asta este radiografia clasică standard. Pe radiografia standard vom vedea orice fel de denaturare a continuității corticale, a continuității osului, dacă vreți dumneavoastră. Pe această radiografie putem defini fractura într-un mai mare detaliu. Practic, în afară de până ajunge pacientul la medic, acesta resimte și durere? Evident. Orice fractură este acompaniată de o durere importantă, de o impotență funcțională, pacientul va veni efectiv se va prezenta la camera de gardă sau în cabinetul medicului specialist cu prezentarea aceea tipică descrisă în cărțile vechi de semiologie, în poziția de cerșetor. Va veni foarte umil, foarte aplecat spre în față, adică tabloul este specific, este destul de evident. Ce alte investigații paraclinice mai sunt utile în acest caz? Bun, alte investigații paraclinice, pe lângă radiografie, în momentul în care examinăm pacientul, suntem obligați, noi ca specialiști în domeniul traumatologiei, în domeniul chirurgiei oaselor, suntem obligați să nu ne limităm doar la examinarea osului și la punerea unui diagnostic în ceea ce privește osul respectiv. Avem obligația să gândim și să luăm în calcul eventuale leziuni asociate, și când spun leziuni asociate, nu mă refer neapărat la rupturi sau leziuni delabrante ale țesuturilor nobile care se află imediat în vecinătatea și imediat dedesubt sub claviculă. Și mă refer aici la plexul brachial și la
la vena și artera subclavie. Deci avem obligația să le examinăm și pe acestea. Plex brachial, tot cu tot ce înseamnă nervi periferici, perfuzia periferică a membrului de pe partea afectată. În momentul în care, dacă avem această suspiciune, dacă avem o înaltă suspiciune de leziune sau de compresie la nivelul acestui plex, și veți vedea că voi vorbi despre plexul brachial și pe mai departe, pentru că ne aflăm în zona cea mai sensibilă, umărul, care este nu foarte departe de acest plex brachial, la câțiva centimetri, practic, și în toate leziunile de umăr, vom suspiciona și vom avea în gând, în cap, faptul că nu suntem departe de plexul brachial. Deci, revin la ideea anterioară, dacă suspicionăm una dintre aceste leziuni, fie că vorbim de nervi periferici sau de leziuni vasculare ale axului vascular, avem, bineînțeles, la îndemână diverse explorări paraclinice. Și mă refer aici la EMG, da? Toată lumea, probabil că majoritatea din telespectatorii noastre știu ce este un EMG. Este foarte bine dacă aduceți în discuție și da, punctăm acest lucru. Exact. Este studierea vitezei de conducție, vitezei de transmitere a informației la nivelul nervilor periferici. Da? Dacă avem această suspiciune, bineînțeles, vom trimite pacientul către specialistul sau către tehnicianul care se ocupă cu această explorare și el ne va răspunde da sau nu există o compresiune la un anumit nivel. Bun. Pe lângă asta, avem la îndemână, și mă refer aici la eventuale leziuni vasculare, avem la îndemână angiografia sau angioscanul. La fel, angiografia presupune injectarea unui produs de contrast în sistemul circulator al pacientului și pe care putem, cu această ocazie, putem iradia, putem obține o radiografie plană, o radiografie standard cu silueta, cu desenul, cu trama vasculară. Și acum că... cu ocazia asta ne putem da seama dacă există o stenoză, dacă există o compresiune, dacă există o deviere de ax sau eu nu știu ce. Acum, după ce am auzit modalitățile prin care diagnosticăm fractura de claviculă, aș dori să vă întreb câteva lucruri și despre opțiunile terapeutice pe care le avem la dispoziție. Mă scuzați. Bun, opțiunile terapeutice... Pardon. Este nicio problemă. Opțiunile terapeutice sunt în toate, numai toate cazurile sunt două. Respectiv, vorbesc de opțiunea conservatoare și opțiunea chirurgicală. Opțiunea conservatoare, în cazul fracturilor de claviculă, este cel mai des recomandată, sau cel puțin eu așa o recomand. De ce mai multe ori recomand în cazul fracturilor de claviculă medie, de claviculă, la mijloc de fracturi, la mijlocul claviculei, în absența altor leziuni, dacă nu vorbim despre fractură deschisă, deci fractură care se acompaniază cu o plagă la nivelul pielii, dacă nu vorbim despre o fractură asociată cu leziunile anterior menționate, plex sau ax vascular, cel mai adesea, și dacă, bineînțeles, nu vorbim despre o cominuție importantă, despre multe fragmente și o scurtare importantă a umărului, cel mai adesea recomand tratamentul conservator. Așadar, se încearcă să nu se ajungă la tratamentul chirurgical din prima. Cel mai bine este să fim rezervați cu chirurgia, pentru că chirurgia este un instrument foarte puternic, este un aspect foarte ușor de folosit dacă îl stăpânim, dar chirurgia pentru un pacient este o dată în plus, o traumă. Pe lângă trauma inițială, pe lângă accidentul, eu știu, sportiv sau accidentul rutier sau, mă rog, eu știu în care a fost contextul, pe lângă această trauma a țesuturilor, noi venim o dată în plus cu bisturiul și producem o altă traumă. Deci, acolo unde se poate, e bine să ne abținem, să ne reținem de la a produce o altă daună țesuturilor, și nu vorbesc neapărat pacientului, pentru că atunci când îl operăm, încercăm să îmbunătățim funcția, încercăm să îmbunătățim
problema creată odată cu traumatismul. Deci, v-am spus, de principiu, cu excepția cazurilor menționate, eu recomand pentru fracturile de treime medie, de principiu recomand tratament conservator sau... Explicați-ne puțin despre acest tratament. Bun, tratamentul conservator, la fel, este o discuție destul de sensibilă pentru că am colegi sau, mă rog, cunosc colegi de aici, din țară sau din străinătate, care recomandă un bandaj de contenție, un bandaj destul de mă rog, cum, așa cum îi spune și numele, este un bandaj de contenție, un bandaj foarte... foarte greu de acceptat de către pacienți, este dureros, este nu este foarte ușor tolerat. Bandajul acesta de contenție, în opinia mea și nu doar în opinia mea, nu aduce un mare beneficiu. Deci eu nu recomand bandajul de contenție, singura metodă de imobilizare, dacă vreți așa, nici măcar nu este vorba despre o adevărată imobilizare, singura metodă de imobilizare pe care eu o recomand pacienților mei și care este foarte bine tolerată și care rezultă, care dă aceleași rezultate, fiind prin comparație cu bandajul de contenție, este o eșarfă. O eșarfă care se mențină, să susțină masa, să susțină greutatea membrului și astfel să atenueze durerea pacientului. Fractura oricum se va vindeca în poziția în care se află. Bandajul de contenție nu îi va aduce niciun beneficiu pacientului, nu va avea niciun fel de, eu știu, de ameliorare a poziției. Singura este chirurgia. Cât timp trebuie purtată această eșarfă? Eu recomand purtarea eșarfei până în momentul în care pacientul se simte confortabil și poate renunța la ea. Sunt unii care recomandă bandajul de contenție pentru 6 săptămâni. Eu găsesc că asta e excesiv, dar este doar opinia mea. Pentru pacienții mei, eu recomand eșarfa pentru o săptămână, două, trei, până când bolnavul spune gata. Revine apoi pacientul pentru teste de verificare. Întotdeauna când vorbim despre tratamentul conservator, pacientul trebuie supravegheat, trebuie chemat periodic la control și trebuie urmărit îndeaproape, pentru că niciun tratament până acum inventat nu este perfect și nu este fără de cusuri. Deci pacientul trebuie supravegheat și trebuie să vină la radiografii de control, trebuie să vină la controle periodice, ca în cazul în care evoluția nu este cea dorită, să putem interveni în fereastra optimă. Faptul că recomand tratamentul conservator nu vrea să spună că nu voi shifta, nu voi schimba această indicație la un moment dat, dacă este necesar. Dacă totuși se ajunge, trebuie să se discute despre tratamentul chirurgical, ce ne puteți spune despre acesta? Cu siguranță este mult mai dramatic, mai invaziv, așa tratamentul cum ați spus. Chirurgical, după aia necesită și o recuperare. Ce presupune? Da, sigur, fără doar și poate. Tratamentul chirurgical este, la fel, este o opțiune personală bazată pe studiile pe care le-am citit și pe experiența personală. Tratamentul chirurgical pentru fracturile de extremitate distală, de extremitate laterală de claviculă, pentru mine este 100%. De câte ori am în față un pacient care se prezintă cu acest tip de fractură, nu ezit, îi explic pacientului și vă explic și dumneavoastră de ce prefer această manieră agresivă de a trata aceste fracturi. Aceste fracturi au proastă reputație și notorietate de a nu consolida. Prin urmare, prefer să fiu agresiv, să o fixez și să-i dau pacientului șansa ca în 6-8 săptămâni să-și ia activitățile normal, cum le făcea anterior traumei. În momentul în care ne abținem de la a opera genul acesta de fracturi, putem aștepta și 8, și 9, și 10, și 12 luni pentru ca această fractură să consolideze, ca în cele din urmă să decidem intervenția. Deci, din punctul acesta de vedere, nu ezit și nu mi-asum niciun risc pentru a nu avea surprize.
Cam asta este despre tratamentul operator la Cât nivel. Durează intervenția, spitalizarea? Intervenția, da, nu știu, durează 30-45 de minute, dacă vorbim despre o fractură cu un traiect unic, cu un traiect simplu. Bineînțeles, lucrurile se pot trena până la 2 ore, o oră jumate, două, dacă avem dacă vorbim despre o fractură cu pierdere de substanță osoasă, despre o fractură cu interpoziție de țesuturi moi, și mă refer aici la mușchiul trapez sau la, mă rog, la alte structuri din vecinătatea acestui os. Dar, de principiu, o fractură simplă cu traiect unic, atunci când chirurgul stăpânește bine tehnica, n-ar trebui să dureze mai mult de 45 de minute. Cât timp stă pacientul internat în spital? Pacientul, dacă toate lucrurile decurg în regulă, totul este ok și nu avem alte probleme de discutat, de principiu, a doua zi, nu stă mai mult de 24 de ore, a doua zi iese, îl revedem apoi la pansament periodic, îl urmărim, adică eu sunt de principiu că pacientul se simte mult mai bine în mediul intim acasă, alături de familia sa, alături de cei dragi și mult mai puțin confortabil de halate albe. Și probabil și recuperarea are loc, exact, mai rapid. Mental se simte mult mai bine și îl scot din mediul spitalicesc. Aș dori să vorbim și despre această recuperare și despre conduita postoperatorie practic, dar după o scurtă pauză de publicitate. Revenim imediat. Okay.